Salutare dragi gameri, bine ați venit pe GameTV.ro sau pe Minecraft România, numele meu este Radu, iar după cum v-am promis în rubrica de întrebări și răspunsuri, o să mă apuc de un let's play pe harta aia, deoarece mi-a plăcut foarte mult. Cei care v-ați uitat la întrebări și răspunsuri, știți deja ce am făcut eu pe aici, cei care nu v-ați uitat, vă urmăriți emisiunea întrebări și răspunsuri. Bine, n-am făcut chestia asta, e mai era ceva pe acolo, dar acum am distrus-o. M-am gândit să fac în felul următor seria de let's play. O să fac filmulețe scurte și zilnice, de 10, cam circa 10 minute fiecare, hai că acum dacă avea 12, nu contează. Și aici va fi ceva diferit. Eu în timpul în care nu filmez, mă duc la minerit, iar în timpul în care filmez decât o să construiesc și vă realiza tot felul de creații. Ok, deja am fost la minerit ca să încep această serie cum se cuvine, n-am găsit prea multe, am o peșteră pe undeva prin zona aia, nu prea am dat de nisip, uite nisip unde era, nu contează, m-am uitat după nisip și n-am dat. Mi-am luat aici niște cabel ca să fac aici o mică căsuță. Am uitat de ceva foarte important. Încă sunt pe peaceful și pe lângă asta, cred că mi-am uitat cărbunele acolo. N-aveam, nici așa nu aveam prea mult. Of. S-ar putea să rămân fără baterie la tastatura, ceea ce nu-i bine. Mă gândeam să vă răspund și astăzi la câteva întrebări care au mai venit, dar voi lăsa asta pentru săptămâna viitoare, când vom mai face o emisiune cu întrebări și răspunsuri. Poate până atunci o să am și pe ce hartă să filmez. Ok, hai să ne apucăm să facem un adăpost. Dar înainte o să pun o mică pauză la video. Și o să mă duc să-mi iau cărbune. Gata, am revenit, m-am dus, am luat niște cărbune, mi-am făcut și niște torțe. Hai să intru în opțiune să nu uit și să setez jocul pe hard. Bun, ar trebui să pun torțele astea pe aici, să nu mă trezesc cu câte vreo lighioană, ca să-l țesc pe un prieten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cred că momentan ajungem. Încă o să fac de 1, 2, 3. Da, după cum am zis, mă cam lasă mouse-ul și am uitat de ceva acolo, mâncarea pentru numele lui Dumnezeu. Mai bine pun eu aici, așa, și așa, și... Da, nu prea cred că o să vină cineva în prima... în seara asta pe la mine, da? Hai să fim preventivi. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bun, deci avem o căsuță de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci trebuie să fie 16 pe, nu știu așa, 1, deci nu, 8 până aici. Și de aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bun, am 8 pe ambele părți. Serios? Când mi-a făcut? Deci mai contează. Să fiu căsuță mică pentru un moment dat. O să fac un... ca să nu stric peisajul pe jos, doar ce v-am zis că îmi place foarte mult. O să fac un... pod... de fapt nu, o serie, un tren pe aici pe deasupra unde o să-mi fac tot fel de locuințe,
Ceva gen mai căzut prin prima lui serie. Ala Dallas Play. Nu pot să zic că și seriile următoare au fost, nu pot să zic că seriile următoare au fost proaste, doamne ferește, au fost numai bune. Dar tot primul sezon rămâne favoritul meu, după cum vedeți, mea și Măru. Am puțin pe site pentru momentul, pentru câteva secunde la aceași sunt stânga și m-am amintit că mulți m-ați întrebat ce părere am despre SOPA și ceea ce se întâmplă cu propunerea asta lor. Păi, mod logic și mod normal, normal că nu-mi place. Pe de o parte, deci eu nu pot să zic că este ceva complet prost acolo, dar drumul pe care au luat-o e prost. La început mi s-a părut o idee bună, deoarece totuși, la un moment dat, trebuie să oprim și pirateria pe internet, adică să nu fie chiar așa cum este acum. Dar, nu la nivelul la care s-au gândit ei, plus să fim așa controlați pe internet. Deci nu este bună nici pirateria, dar nu este bună nici ideea lor. Ar trebui să caute o altă soluție la... pentru rezolvarea acestei probleme. Așa, șansa pe care o găsit-o nu este în niciun caz una rentabilă, ca să zic așa. Chiar cei pe care îi zic că îi protejează sunt împotriva lor, mare parte. Deci, singurele persoane care nu pot să înțeleagă că internetul trebuie să rămână liber și că este destul de ok așa cum este acum, adică liber, sunt cei care au o vârstă destul de înaintată și pur și simplu nu pot să perceapă ceea ce cei cu o vârstă undeva pe la 35 de ani au trăit. Ei, practic, eu văd ca pe o invidie din partea lor pentru tot ceea ce se întâmplă. Asta e, ei sunt invidia lor, noi ne ocupăm de ale noastre. Am uitat, n-am luat nici pic de restaurant, acum am gândit că o să am nevoie pentru carduri. Și o să am nevoie pentru ele de asemenea și de foarte multă... fier. Bun, și revin la discuția noastră. Deci, după cum v-am zis, nu susțin ideile lor, nu vreau, deci... Deci, deci nu susțin SOPA pentru că vă zic o chestie, în acel moment eu nu o să fiu nevoie neapărat să închid site-ul, dar de exemplu o să fie foarte multe restricții. În Europa nu prea, hai să zicem, dar în America o să fie. Dacă SOPA trece, vă zic ceva foarte clar, din câte mi-amintesc, nu ce a declarat acum ceva vreme, că va închide, va renunța la orice proiect și că va închide practic orice legătură, va renunța la Minecraft și nu numai atâta, că va, nu știu cum să zic, va opri jocul din producție, ori jocul va rămâne în același stadiu și oricum nu o să mai producă nimic, ori jocul, ori jocul pur și simplu o să dispară. Deci cam acestea sunt efectele negative, pe noi o să ne afecteze în orice caz. Orice decizie, dacă SOPA trece, bine, spre bucuria noastră n-a trecut, mă iau o ședință unde vor vota celălalt proiect, uite că nu acum cum se numește, este legat de protecția IP-uri, nu mai țin exact care e. O să mă informez până în episodul următor și o să vă zic, sau până peste vreo 3-4 episoade, deoarece mi-am propus să filmez într-o zi mai mult și mai multe episoade. Adică acum eu când termin de filmat episodul ăsta o să continui, pentru ca să mă asigur că seria asta nu o să sfârșească ca celante. Oricum va fi diferită, deoarece de data asta nu mi-am inventat tot felul de tâmpenii.
cum ar fi Alfa sau, bine, nu zic Alfa Tâmpenie, dar are bug-uri, m-am plictisit. Bun, căsuța mea mai are nevoie fix de un rând. Dar, după cum v-am promis, episoadele o să fie mult mai scurte, așa că de asta ne vom ocupa în episodul următor, când va veni și ziua. Și vom merge să căutăm probabil și niște oi. Deci, ne auzim data viitoare. Pa, pa!